fața ochilor și când... Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local de astăzi, 29.11.2017. Declar deschise lucrările ședinței ordinare din data de 29.11. Dau cuvântul domnului secretar pentru a face prezență. Deci din numărul de 11 consilieri sunt prezenți 11 consilieri, toată lumea prezentă. Da. În continuare, dau cuvântul domnului secretar pentru a spune la vă procesul verbal și la ședinței precedente din 20 și din 31 cea extraordinară. Cu privire la ședințul, la procesul verbal al ședinței ordinare din 20 octombrie, aveți precizări? Nu? Supuneți la vot, vă rog? Supun la vot procesul verbal și este pentru? Unanimitate. Din 20 și din 31 la fel? Da. Și extraordinar. Unanimitate și pentru procesul din 31 la 10. Vă prezint ordinea de zi. Bună, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunii decembrie, ianuarie, februarie. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contări transportului cadrelor didactice care desfășoară activitatea la școala numărul 1 Sărata. Supun la vot ordinea de zi. Unanimitate, nu? Așa. Doamna primar solicită suplimentarea ordinei de zi cu următoarele proiecte de hotărâre. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 2017 și 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor de investiții pe 2017. Cine este de acord și cum a fost comentarea? Unanimitate. Trecem la prezentarea proiectelor. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie. Fiecare dintre noi trebuie să local, fie. La treilea refuz, pierde dreptul de a face președinte de ședință. Da, nu știu dacă este specificat. Da, dacă este, să notează în regulament. Acolo este cu... Da, bine, îl îmbunătățește. Acum trebuia să fie clauze la început. Da, îl propun pe domnul Șenchi. Eu nu o să mai spun. Și că nu a mai fost dintre ceilalți. Nici domnul Ianachi nu a fost. L-am propus pe gata. Da. Oricum, va trebui în ordine toți să fim, așa că e primul că e al 11-lea. Da, supun la vot propunerea mea. Cine este pentru? Unanimitate de vot pentru domnul Șeica Gabriel. Vă mulțumesc frumos pentru că mi-ați făcut această voie. Am grijă. Nu o să mai întâlnesc. De ce e plic? Deci ai trei luni. Fără asta, hai să fim. Deci mai departe, proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contări transportului cadrul didactice care desfășoară activitatea la școala gimnazială numărul 1 Sărata, așa cum am discutat în ședința pe comisii. Sunt restante lunile august cu 315 lei și septembrie cu 1557, cum îmi prezenta și doamna în rectificare, da? Sunt cadrează de comar. Așa, deci sunt ei mă rog din ceilalți și trebuie să dăm 2000 de lei. Cine este pentru? Unanimitate de vot pentru. Proiectul numărul 3 de suplimentare. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2017. Așa cum ne-a explicat și doamna, a văzut și dumneavoastră lista obiectivelor, dacă vreți să... Lucrările care au fost făcute cu parcursul anului 2017, lucrările din sistemul de supraveghere video la obiectivul primăriei și Troiță, construire și echipare școala cu clasele 1-4 pentru avansamentul la actualii școli. Așa, lucrările, construire de sală de sport, construire unitate sanitară, amenajare trebuie pentru acces la biserica din Bălțata, lucrările noi, realizare și modernizare, ca așa cum cultural din satul Talpa,
lucrări în continuare, modernizarea drumurilor locale în comuna Sănătă și asfaltare drumurilor. Deci astea au fost lucrările care au fost realizate de parcursul anului 2017. Întrebări? Atunci supunem la vot proiectul de hotărâre. Dar și poate ziția din punctul de scătător? Da, s-a depus deja. Da. S-a depus pe gal proiectul. Așteptăm acum să semnăm contractul de finanțare. Da, dacă nu mai aveți întrebări, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Trecem mai departe. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bilanțului de venituri și cheltuieli de 2017, conform anexei și conform prezentării anterioare a doamnei contabile. Cine a explicat? Femeile care sunt la primărie, asistență socială și la învățământ. Întrebări? Da. Cine? Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate de vot. Da. Trecem la diverse, da? Sunteți de acord, da? Avem un invitat aici, domnul Cicu, să-mi prezinte o problemă. Sunt un scris înainte, avem cel de aici. Cine să mai înscris pe parcurs? Da, doamna președinte, domnul consilier, doamna primar, prezența mea în mijlocul nostru, dumneavoastră, n-ar fi fost posibil dacă doamna care o aveți aici la telefon, la registratoră, nu știe să vorbească cu cei care sună la telefonul primăriei. Pe 27, deci acum două zile în urmă, a fost oprită apa, din motivele pe care nici nu le caut să le aflu. Sunându-o la 15-16 minute, mi-a răspuns și da, ți-ai plătit dările. Deci forma de adresare m-a deranjat foarte mult. Și asta vă face un deserviciu dumneavoastră, doamna primar. Eu consider ca cetățean al localității, ca plătitor de taxe... De cine vorbiți, doamna? Da, s-a prezentat. Eu nu știu cum o cheamă. S-a demodalit. Nu știu, dumneavoastră aveți probabil cine... Eu v-am spus și data și oră. Eu consider ca cetățean, plătitor de taxe și impozite, să fiu respectat. Dar din faptul că s-a ridicat, am ridicat problema cu apa, aș vrea să vă aduc în atenția dumneavoastră, doamna primar și domnilor consilieri, că oprirea intempestivă a apei, oprirea intenționată a apei, aduce după sine la repornire slaba calitate a apei. Această apă trece ce prin contoarele noastre, cei care suntem legați la canalizare, o plătim ca să o aruncăm. Deci vă rog, domnul consilier, să găsiți, să inițiați un proiect prin care aceste anomalii să dispară. Nu știu dacă puteți să-mi dați un răspuns, doamna primar, dar v-aș întreba pe conducta care transportă apa de la stație la depozite, sunt legați consumatori? Da, și puteam să spun că sunt trei, da? Trei consumatori sunt. Păi, ți-a luat din altă chestiune? Da, este avicola, culpă-n... Magistral. Ceea ce îmi trebuia să fac. Balonul... Deci aceasta a fost o problemă. Da. Și ca să mă leg de apă, a trebuit să dau de patru ori telefon la primărie. Și tot. Ca să se rezolve blocarea apei menajere, care vine pe canalul, pe... la intersecția străzilor Salcâmilor cu Narciselor. Acum, efectul la insistențele mele s-a înlăturat. Dar cauza o mai urmărește cineva să o elimine? Că... A fost eliminată cauza. Am văzut că au fost mașini care au spălat conductele și deci s-au... Nu, 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 este vorba despre asta, e despre alfa menajeră care vine și așa. Doamna primar și domnul consilier, eu consider că iluminatul public local funcționează și în perioadele de timp neadecvat. Deci, dacă nu se face aprinderea, stingerea în mod centralizat, în mod automat, după luminozitatea de afară, acolo, în zonele unde revine sarcina unor cetățeni pentru întreruperea iluminatului public după noapte, să se facă
la niște ore pe care dumneavoastră le transmiteți. Ard în zona la școala din Dealul Nou, după școală acolo, când deja iluminatul pe celelalte străzi este și consideră că aici este un consum care se plătește. Pentru că totul este automat, deci nu aprinde, nu strânge nimeni. Atunci trebuie intervenit în automatizare ca să fie corelat de la același program de aprindere. Am sesizat, doamna primar, dumneavoastră răspundeți de problema pe care vă ridic în continuare, despre circulația în localitate, căci semnul de la Troiță s-a schimbat din cedează trecerea în stop. Dar v-aș ruga să aveți în atenția dumneavoastră o altă situație. Intersecția străzii care vine de la școala din Dealul Nou cu strada Cișmele, da, ne face pe noi care circulăm cu mașinile să încărcăm legile de circulație. În intersecție există o linie dublă, o linie continuă. Venind din Dealul Nou și vrând să intrăm pe strada Cișmele, trebuie să o călcăm. Venind de pe strada Cișmele și vrând să ieșim spre... Am înțeles, iarăși o încălcăm, da. În localitate sunt panouri pe care sunt afișate menținerea curățenii, restricții care ne sunt impuse nouă cetățenilor, sancțiunile care noi le primim. Dar după cum arată aceste panouri, așa le respectăm și noi cetățeni. Sunt jalnice, unele sunt să sprijine de pământ, altele sunt ruginite, altele nu se mai vede nimic pe ele. Probabil veți găsi și dumneavoastră un consilier care pe dumneavoastră direct să vă consilieze, dacă domnii consilieri în zonele în care le au, că am înțeles înainte că sunt repartizate zonele pentru domnul consilier, n-au această calitate de a vă anunța pe dumneavoastră sau pe cine aveți dumneavoastră desemnat pentru această activitate, să vă aducă la cunoștință și așa cum nu vă flatez prin ceea ce vă spun, vă cunosc, deci nu vă veți lăsa ca această problemă să fie, pentru că pot să remarc că în zona unde locuiesc și acolo nu este punctul de colectare al plasticilor, în fiecare vineri acolo se ridică plasticile, nu mai e cum era odată. Deci să observăm îmbunătățire. Apreciez modul cum este desfășurat și punctualitatea transportului școlar. Eu, fără să vreau, mă întâlnesc cu microbuzul școlar în diferite locuri din comuna și dacă urmăresc într-o zi, la o oră când m-am întâlnit cu el și în mod întâmplător în zilele următoare la aceeași oră, deci este o punctualitate, consider că și copiii din localitate ajung la locul de școală, precum și sunt transportați în familie după terminarea orelor. Aș vrea să vă ridic o problemă pe care probabil pe unii dintre dumneavoastră eu voi discuta în ghilimele. Nu voi fi așa cum ar trebui direct. Pe site-ul primăriei vă sunt afișate adeverințele de venit, declarațiile de avere, toate. Aș vrea ca înainte de a fi afișate pe site, cineva să le verifică și de modul cum au fost redactate gramatical. Și aveți la dispoziție, puteți să uitați, să vedeți și la care din aceste postări fac referire. Persoana care face redactarea. Și aș vrea să vă mai ridic o problemă din cele care le-am avut. Cartea de vizită, până la urmă, urmi prezentarea corectă și gramaticale. La documentațiile care se depun cu declarațiile. Nu, de modul de redactare. De modul de redactare gramatical. Gramatical fac această remarcă. Și deci, înainte de a fi postat, eu cred că cineva din cadrul primăriei poate să uite și spune... Fiecare la declarația noastră... Ce declarați dumneavoastră, răspundeți. Nu, aici nu am nicio. Și aș vrea să vă mai ridic o problemă. Și știu că am să-l supăr pe domnul Valan. Că mi-amintesc din cealaltă legislatură, când era mai mult prezent în mijlocul ședințelor dumneavoastră de Consiliu, că era un proiect privind câinii vagabonzi, doamna primară. Și ce-i mai rău, că în tot mai multe locuri aceste ființe, deci se adună mai multe și au habitatul lor, care și-l păzesc, pungerșinare, pe stradă circulă nu numai persoane care se pot și apăra la 1-2 câini, dar când e o
haită, cum se spune în limbaj popular, este mai greu să te poți apăra. Te vede cu un băț în mână. Zici că vrei să-l faci sau la tine. La clădirea aia de la canalul de apă, mă uitați că mă întrerup, 20 de căi sunt. Și la, în față la de clădirea aia de domnul Vici acolo, la 20 de căi sunt. În afară de aia, din curtea cea pe urmă. Cei de prin sat sunt fiecare, au un stăpân, deci nu sunt câini fără stăpân. Acum știm și noi că ești pe sărată. Ca să nu vă plictisesc prin ceea ce am vorbit acum, am și câteva probleme pe care aș vrea să le ridic, să le remarc. Din ceea ce am putut să rețin din ordinea de zi de astăzi. M-am uitat în procesul verbal din luna trecută și eu înțeleg că ședințele este extraordinare care le țineți dumneavoastră înaintea ședințelor de Consiliu Ordinare nu este întâmplătoare suplimentare ordinea de zi. Deci eu apreciez că este o practică ca unele proiecte să nu fie puse pe ordinea de zi și prin caietul care se înaintează fiecare consilier se poate fi analizat, se bagă, deci, pe repede înainte. Aș vrea să vă întreb, domnul secretar, astăzi, în ședința din 29 noiembrie, erau hotărâri ale Consiliului Local inițiate, care aveau termen de raportare ca îndeplinire, astăzi, în ședință? Deci, dacă astăzi, în 29 noiembrie, erau hotărâri de Consiliul Local care trebuiau duse la îndeplinire și dumneavoastră n-ar fi trebuit să informați Consiliul Local de stadiul de ducere acestor la îndeplinire. Păi, hotărârile n-au un termen de ducere la îndeplinire, din câte știu eu, domnul jurist. Știu ce spun. Proiecte de hotărâri care au fost inițiate de către Consiliul Local și nu au fost duse la îndeplinire. Asta spune. Nu au termen. N-au termen proiectele de hotărâri. Și în luna octombrie am avut 4 ședințe. Am avut o ședință. Deci inițiază proiectele, dar n-au un termen de realizare. Zi, domnul Chifu, pot să vă spun că chiar și sumele astea pentru școală au venit ieri. Deci noi trebuie să le trece pe ideea, nu puteam, ce să facem, altă soluție nu era. Nu mai funcționează școala, că trebuie să stai... Trebuie să-și ia salarii, și mai ales că banii, rectificarea trebuie să o faci. Bine, pentru că discuțiile Consiliul Local au început cu aprecieri de modul cum s-a făcut, cum se va face dezăpezirea în localitate. Consider că nu este o motivație că pe unele străzi nu se poate intra datorită că au crescut copaci. Eu consider acest lucru. Dacă ne amintesc tot bine, în ședință, într-o ședință ordinară pe timpul mandatului domnului consilier Argatu, în calitate de primar, i-am dat o hotărâre de guvern care, pe mine ca cetățean, mă obligă să păstrez curățenia, să toaletez pomii în dreptul locuinței mele sau în dreptul tuturor terenurilor pe care le dețin ca proprietar. Și dacă este, așa cum doamna președinte de ședință remarca, că câte atenționări s-au dat nouă cetățenilor. Nu e cu supărare, nu? Deci, mai putem scăpa și noi. Mă bucur că știți legile, dar vă rog să le spuneți și la ceilalți cetățeni. Că nu am nicio calitate. Eu am singura calitate de cetățean al localității. Devenit astăzi 9 ani în urmă. Vă mulțumesc. V-am apreciat și atunci, vă apreciez și acum, că știți. Dar depus în practică e cam greu. Nu cred că ar trebui făcut o hârtie scrisă pentru fiecare parte. E suficient dacă niște avertismente din loc în loc. Dar dacă le afișați, doamna primar, iertați-mă că revin în discuție. Da, pe panourile care sunt în localitate, nimeni nu se uită acolo, doamna primar. Nici cel care le-a pus. Se bucur că a plecat și nu a văzut nimeni că l-a afișat el acolo. Da, având în vedere că acum avem și un alt angajat la compartimentul ăsta cu situații de urgență, domnul Tâncule ar putea mai trece, ca să-i mai ia mesajele domnului Vici și să vadă. Păi, da, bineînțeles. Având în vedere că nu începând de sezonul chiar așa, ia să luăm în considerație spusele de urgenezii. Dacă terminat domnul, referitor la primul subiect care l-a spus domnul Chifu, referitor la apă, într-adevăr, când sunt intervenții, instalații, ajunge apa foarte mult la apă. Fac gălăgiri cu orile? Nu, că eu am apa mea. Am înțeles. Dar cetățenii sunt nemulțumiți. Dacă s-ar putea ajunge la o
soluții ca o parte din apa asta murdară care vine să nu fie înregistrată. Nu știu, un 5% din cât consumă omul, să nu o plătească. Dacă tot vine murdară și o plătește, vine. Da, eu chiar vreau să o întreb pe domnul Vici ce problemă a fost ala ieri când s-a rămas în apă. La Darii, cum îl cheamă, vecinul, Lubița. Așa. I s-a spart un robinet. Și a încercat să închidă apa de la Șenche Iunie. Din cauza presiunii. Aia la îndeal, acolo presiunii? Nu se atunci. Nu, schimb, s-au întâmplat de calitate și au fost tot felul de acumeri. Chiar sunt în ultima perioadă tot mai mult. Din cauza bine și au trebuit să închidă de la... Dar este la Mitre, așa s-a robinet acum. Și că păi putea fi închis de acolo, exact, și nu rămâne toată partea asta. La Mitre nu, dar acum este că s-a legat de la Mitre acolo în el. Dar tocmai, cu atât mai mult, el are robinet. Trebuie văzut unde este cel mai aproape. Dar este acolo, este robinet. Vă dau eu unul, iertați-mă că intervin peste cuvântul vostru. Unul este la casa de apă veche, acolo unde sunt mașini cu pământ, acolo este un punct de distribuție a apei. Deci nu este nevoie să se oprească apa în toată localitatea, dar acolo... Istoria acestui loc eu o cunosc foarte bine, că am fost interesat pentru terenul ăla într-o perioadă. Sunt mașini de balast pus, iar acolo de sub sunt robineți care... Unde, nu, e asupat... Nu, aici ați vreau jos, spune domnul Chefu, da? Nu, e asupat robineți. La castel robinet. De apă. Nu este asupat robineți. La castel de apă vechi. Este o plată. Acea apeului, nu? Da. E dat vreau jos, în tehnica aia acolo. Da. Da, ne-a păi, domnul, aici cunosc problema, știu că robineții de apă care vin de la bazin se află în... colțul proprietății terenului lui Dumitriu Constantin. Este neacel și la acolo. Sunt două cămini acolo. Stai din gură, ești acolo. Unde? La căminul de apă acolo. E bine că știți. Căutați-le și puneți-le ca să fie disponibile. E cel mai bine că le știți. E bine că le știți. Acolo bine sunt. Da, altceva mai aveți, domnul? În momentul când se închide apa și se dă drumul la apă, apa nu-i murdară în bazin, să vezi, de pe conductă vine. Da, de pe conductă, da, dar ar putea, adică în momentul când sunt avarii și apa ajunge murdară, ar putea fi scos de la plată, eu știu, un metru cum. Eu cred că lucrurile astea sunt. Asta a fost referitor la apă. Altceva, vreau să mă refer și la drumul DJ-119. Partea care nu este asfaltată, vă spun că arată jamă. S-a intervenit cum s-a intervenit, este numai noroi, s-a pus balastul numai până la moară, dar restul este impracticabil. Mergeți, nu, până la moară s-a pus balastul, dar la moară acolo, mergeți și vedeți cum arată drumul. Păi ce să credem, că dacă a intervenit doamna de la moară și s-a dat Consiliul de Tecnia numai până acolo, dar până acolo, da, până acolo, s-a mai dat, s-a dat cu lama atunci, s-a adunat noroi cu margini și cu șanturi, nu a pus pinișul și... Păi nu se poate merge, nu că... Noi mergem cu mașina, dar mai mergem la și pe jos. Da, bineînțeles. Sunt copiii aia de sus de acolo, deci nu se poate merge pe jos. Noroi, se apucă de treabă, s-o facă este noroi pur și simplu noroi. Bănesc, nici nu știu ce e, dar nu știu ce a făcut firma respectivă care... Au făcut, deci de la pod, de la limita cu proprietății comunii, spre Valeseacă, o balastat, o pus este foarte bun. Mai este panta aia, că acolo nu se strânge apă, dar în zona asta, până la Bisandu, în pantă, deci este jar. Este pământ. O să discutăm. Nu poți să treci pe un om că l-ai stropit, l-ai nenorocit, sau o mașină când treci pe un galt, dar... Da, dar erau cei cu măsurătorile început să facă proiect pentru domnul ăla de acolo. Va fi depus pe penedele 3 care... 30 de ani. Nu știu, dar mai știu câte proiecte 2019 au asfaltat. Da, înțeles și eu că s-a asfaltat. Da. Deci, până la asfaltare... Dacă nu mai are centura pe câmp aici, că s-o întrânt, o să fac pe acolo, deci de circuitul spre... O să vină după aceea mașinile pe partea asta. Nu o să mai ajunge pe dar se circulă, e foarte circulat acum, să știți că este foarte... Chiar dacă este, așa cum este, vin mașini și din Valea Mare. Nu mai spun camioanele care balastru aici la termopane, toate trec pe... Deci, vă spun, aseară m-am întors la București, era ceasul 6 și ceva, am făcut de la metro și până la Ura, acum o oră. Deci nu mai știu, mi-e spre că am venit de la Ajut și până la Bacău.
Dar de asta vin cei. Dacă era domnul ăsta, să vedeți, o să fie după ce s-a spus. Eu tot să zic, ce poți să știi. Păi tocmai. Deci o să anunț astăzi. Am înțeles că s-a inițiat un demers între primăria sa, între dumneavoastră, Bălcescu și Faraoniu, ca să deblocheze niște fonduri și probabil într-un timp relativ scurt o să se asfalteze. Păi până să termine centura. S-a făcut un studiu și s-a văzut că într-adevăr este circulații foarte. Dacă s-ar putea, și nu sunt de bani, să ne facem drum european acum, care costă nu știu de miliarde centimetri. Da, dar de costă mai multă, dar de costă mai mult pe urmă. Când faci și faci acum și pe urmă, stai că n-am făcut bun, hai să trecăm să mă facem iar. Nu știu dacă pățica aia care... Așa e o făcut și ăsta și nu știu cât ține de... Ca și consilier de zonă, scuzați că intervin, ca și consilier de zonă, ați putea să spuneți celor care au terenul, ceea ce spunea domnul Chipu mai înainte, să-și facă șansă în dreptul proprietății lui și să dirigeze apa. Drumurile nu se strică de la sine, dacă nu este, n-ar bălti apa pe ele. Asta este. Dacă și băieță care are, nu se mai are șansă. Păi pune problemele astea, hai să facem șanțurile și să le întreținem șanțurile alea. Agricultorii, dacă greșesc, asta pot eu spun și lui domnul cumătru meu, că chiar dacă mi-este cumătru, suntem consilieri, suntem colegi bleazlă aici. Da, da, adevărul nu supără. Drumul care duce la biserică, ăla păi, ar putea și canalul ăla să-l are. Dar buruienile nu le taie, domne. Nu le taie, așteaptă-ți vină primăria. Nu se poate ca în dreptul proprietății tale să nu-ți faci curățenii. Odată ce lucrezi, este terenul tău, ai grijă, domne, de acel lucru. Am arat intenția. Haideți, dacă nu intervenea primăria să taie acum când lucrezi, în altul dar era bălările de lume. Acum, iarăși, aici, un alt lucru. S-a vrut izlazul la drumul care duce la dealul nou. S-a împărțit izlazul. Spini mari cât casa acolo. Iese domnul Chifu. Păi ți-ai luat izlazul. Fă-ți, mă, curățenie în dreptul proprietății tale. Păi de la poliție, la Valiu, s-a făcut. Doar așa putem să ne. Nu așteaptă totul la primărie. Nu poate să faci. Primăria să le acoperi fi toate. Haideți să fim și noi, ca și cetățeni, să participăm la buna administrare. Cât metri este domeniul public? Doar nu vine până în șanț, nu? Păi până în șanț ai un metru sau cât ai, un metru jumătate. Dar în dreptul proprietății tale, fă curățenie, domnule. Păi și acum dacă... Chiar dacă este domeniul public. Da. Tu primării și aparatul primării nu poate să administreze fără să participe și oamenii. În zonele unde sunt. Da, le-am dat și științări, le-am dat și... Nu este șans făcut, puneți... Și nu știu dacă nu cumva ești proprietar chiar matale acolo, unde e spinea aia mai. Nu, că nu sunt proprietar, dar... Păi cam așa, știu că ești tu să-ți poți. Cam așa, nu-i cam așa. Ai, participă și poți curățenia acolo. Nu-i cam așa. Eu lovesc direct, îmi cer scuze că sunt omul direct. Când o fi, o să-mi fac curățenia. Nu, dar apropo. Din pământul ăsta, dar de aceea camarat, adevărat camarat, păi camarat, camarat, acolo, camarat pentru că o stat bălăriile până dumneavoastră și ceva. Trebuia să le tai. Nu ai tocătoare, trebuie să le tai. Ai erbicid, poți să-i erbicidezi. Nu mai crezi. Da, sunt adevărat, la cine le... Nu, la fiecare, la fiecare în parte să-i fac... Dar cine le muncește? Dar cine le muncește? Cine ia recolta de acolo? Cine ia venitul de acolo? Eu? Da. Atunci lasă pe fiecare în parte și trag de ei. Măcar, păi dacă nu mai e acolo, pe toate drumurile, și pe talpa, și la care duce la Bălcescu, pe toate drumurile. Proprietarul care stăpânește... Să nu ne facem chiar de... Păi da, hai peste toți să participăm cu toți. Păi nici nu vedeți, nu am eu teren în dreptul proprietății mele, dacă nu-i curățați. Oriunde l-am. La vie, la... Și la mine. Da, știm unde e. Da, este, sunt publice, sunt publicate. Gata, de luna viitoare, din ianuarie, declarația de avere. Domnul Argatu, că e și în ordine alfabetic, să vă dea exemplu. Și pe eu nu facem și noi. Dacă mai este cineva în scris, mai am eu o problemă. Mai am eu o problemă, dacă îmi permiteți, referitor la faptul că în urmă cu 2-3 ani, eu cu doamna Maria Sandu am inițiat un proiect de hotărâre privind protecția animalelor în Comuna Sărata. Proiectul de hotărâre a fost aprobat de Consiliul Local și în ideea asta noi avem bază legală pentru avertizarea cetățenilor, pentru, inclusiv pentru amendarele prin Poliția Rurală sau Poliția Locală când o să avem. Poliția Animalelor? Nu mai zic de Poliția Animalelor. În vara aceasta a fost un proiect la nivelul Consiliului Județean prin care puteau fi sterilizate pisicile și căței. Deci puteau fi sterilizați. Și am anunțat pe internet, am anunțat-o pe doamna primar, au fost câțiva cetățeni care și-au dus căței și pisicile inclusiv pe strada mea, ce cunosc eu, dar foarte puțini au reacționat și noi facem, deci baza legală există, dar trebuie și respectată și pusă în aplicare.
Asta e ideea. Și a făcut o printr-un doctor veterinar extern. Când a fost convocat domnul doctor Vasiliu, nu a participat la nivel local, nu avem sprijin din partea lui. Asta e eu și când mai faceți proiecte acum, acolo scrieți și cine trebuie să ducă la îndeplinire. Păi era trecut domnul doctor veterinar, se pare, nu? Nu știu, dar noi avem competență să-l punem pe domnul doctor veterinar să îndeplinească. Dar mulți când din ăștia sunt cu stăpâni. Păi înseamnă că trebuie să fie afectizat. Pe când nu sunt cu stăpâni, sunt foarte mulți. Când vă spun că sunt, nu, dar în sat sunt mai mulți hai, cu stăpâni. Păi și nu o să stai să prinzi câinele, să-l identifici. Păi acolo la Cătălin, 7 câini în fiecare să trage. Le pune mâncare la poartă, vecinul ăla de sus. Și mai este o doamnă care... Eu cred că ar trebui să vorbiți și cu asociația vânătorilor, pentru că haitele astea distruge și vânătorilor. De care s-au făcut și ei. Dar trebuie împreună. Au o îndatorire de a reduce numărul. Cu câine, cu animale domestice. Ei au ce au cu animale sălbatice. Da, și câine sunt tot sub... Asta e... Nu s-o luăm mai fost cu oștii care atacă oamenii și cu mistrieții care intră în zără. Mai împușcă mai bine, cu centri stradă să mișcăm o vin. Altcineva să mai fie la părți? Da, domnul Cătălin. Gata? Vorbeam de animalele astea care sunt lăsate libere pentru animalele domestice. Și câini sunt domestici, gen oi, porci. Haideți că facem altceva, vă spun eu imediat în 10 minute. Da? Bine, bine. Educare știu oamenii. Este bine, avem fermieri mulți în sat, dar eu am tendința să cred că acești fermieri, cu măsuri ce se îmbogățesc, încep să-și bată joc de ceilalți cetățeni. Vă dau ca exemplu vecinul primăriei de aici, care, de lângă că e fermier, mai are crescătorii de porci, eu știu ce are, și tot timpul îi lasă prin grădinile noastre. Deci câte 10-20 de porci, de la el, pe terenul lui nu mai interesează, de la el la vale, am făcut ravagi pentru toată grădina. Și la mine, și ca la fel. Și la mine la fel. Știu, la mine, de acolo, de la... Deci au arat tot la mine în grădină. Tot, destuge pont, destuge tot. Pe anul mai a da. Dar a fost invitat șeful de post. Da, asta vreau să spun. Am invitat altă dată pe domnul șef de post, ne-a spus problema e cu protar, cu... Deci eu dacă mă duc la domnul Furdui și zic, prietenește, măi omule, ține, el poate să zică lui porcul lui, nu iau lui, că... Bă, dacă n-are crotală, n-are nimic. N-are crotală. Da. Acum nu știu, că era probleme și cu câini. Totuși câinele... Și cu câinele ăla, da, da, s-a rezolvat să pare, nu știu, ce s-a întâmplat. Nu mai găsit. Eu am dat-o, da. Dar chiar și cu porci. În domeniul acesta este o lege eliberată de Nicolae Popa în 2007, 1 ianuarie, cine construiesc ferme zootehnicii nu au voie de la o distanță de 500 de metri de ultima casă. Da? E de 200 de fermă? Vecinul are încoace de 2007. Pentru așa ceva? Deci nu, sub nicio formă. Păi el deține așa, fără niciun fel de autorizație. Da? Dacă îi poate veni vorba, dar nu poate veni vorba. Când n-am mai văzut un parc. La un număr de animale poți să... Niciun parc n-am mai văzut un parc ăsta. În situația asta, dacă vreți să fie o haită de câini în zona asta, poate... N-am fost pe acolo, sunt pe aici. Erau pe drumul meu, poate să-i stic. Dar erau prin vii, gata. Până acum mai mult de mâncare. Nu se mai fac din bădării. Nu se mai din bădării. Poți mai puțin la bărzat. Nu, nu, soarea câmpurile, nu, e zi, e bine. Stau în vii acolo. Stau în vii, dar ce să mă duce acum dacă soara? Nu s-a dat banii pe mădorină, să se vinseți. Că stai pe banii care ți-i dă. Am avut discuții cu el. Nu? Deci pot să declar închisii și din ziua de astăzi, da? Acum câte să mai discutăm? Mâine vă ajutăm la biserică să facem ora 1.